Președintele Raionului Dubăsari, Grigore Policinski, a fost reținut aseară de procurorii anticorupție pe aeroportul internațional Chișinău, în timp ce revenea de la odihnă din Turcia. Policinski este bănuit de abuz în serviciu. Ofițerii CNA au efectuat și percheziții la domiciliul acestuia, dar și în biroul de serviciu, însă nu au fost depistate probe plauzibile. Potrivit Procuraturii Generale, în perioada anilor 2014-2016, Grigore Policinski a delegat în lipsa deciziei Consiliului Raional participarea la o serie de întruniri peste hotarele Republicii a unor persoane din Consiliul Raional Dubăsari, fiindu-le acoperite cheltuielile pentru deplasare în sumă de peste 83.000 de lei. Totodată, acesta ar fi încheiat cu o firmă două contracte de achiziționare a serviciilor de asistență juridică în sumă de 40.000 de lei. La fel, în mod ilegal, funcționarul ar fi aprobat listele angajaților aparatului președintelui raionului, secțiilor, direcțiilor și subdiviziunilor din subordinea Consiliului Raional, care urmau să aibă acces permanent la secrete de stat, dar și primeau sporuri la salariu de funcție pentru asta. Acesta este bănuit că ar fi încheiat cu întreprindere contracte privind achiziționarea prin procedura cererii ofertelor de prețuri a bunurilor în sumă de 439.000 de lei. De asemenea, ar fi avizat achitarea către persoanele cu funcții de demnitate publică și persoanele publice din cadrul Consiliului Raional la stabilirea gradelor și treptelor de salarizare, avansul la salariu cu luarea în calcul condițiile prevăzute pentru raionele cu o populație mai mare de 50.000 de locuitori. Grigore Policinski este președinte al raionului Dubăsari din anul 2003. În 2015 a fost ales pentru cel de-al patrulea mandat consecutiv.